Binecuvântat de Domnul, rămânem sub binecuvântarea lui Dumnezeu, căutăm pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Isaia 55 cu 6 ne vorbește așa de frumos și spune: căutați pe Domnul la timpul prezent, nu mâine, nu ieri și doar înainte. Înainte vom ieși mai mult decât biruitor, slăvit să fie numele Domnului. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Am dorit să rămânem în contextul capitolului ceea ce s-a citit salmistul în Psalmul 20 cu versetul 1 ca să câștigăm timp, ceea ce Duhul Sfânt a pus fratele Ionel pe inimă să citească acest minunat salm, un salm atribuit lui David, care se numără printre cei 73 de salmi, Psalmul 20, un om care a început cu Dumnezeu, a trăit cu Dumnezeu și a murit împreună cu Dumnezeu. Este important cum începem alergarea noastră, slujirea noastră, dar cel mai important este sfârșitul alergării și zic Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dumnezeu, cum spune salmistul, să ne asculte. Un Dumnezeu care își face timp pentru dumneata, timp pentru mine, un Dumnezeu care este prezent pe grupul Domnul este aici. Un Dumnezeu care l-a ascultat într-un alt context, într-o altă împrejurare, pe Ilie când era pe Carmel. Dumnezeu a fost acolo și este acum aici cu noi, slăvit să fie numele Domnului. Un Dumnezeu care l-a ascultat pe Daniel când era în groapa cu leii. Dumnezeu a trimis îngerul și a închis gura leilor, pentru că Dumnezeul nostru, uitați-vă la tipul acesta de rugăciune, la versetul 1 care spune așa de frumos, în ziua necazului, nu doar la bucurie, Dumnezeul nostru și în ziua necazului ne aude, ne ascultă, își face timp pentru noi, slăvit să fie numele Lui. Un alt exemplu, putem să ne oprim la Iona, un om al lui Dumnezeu care când era în necaz, era în burta peștelui, în burta chitului, s-a pus pe genunchi, nu știu cât spațiu avea, cât loc avea el, dar era în ziua necazului lui și s-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a ascultat, pentru că Dumnezeu nostru este mare, aleluia, este cel mai mare și pe grupul Domnului este aici, Dumnezeu ne-a cuprins pe unul fiecare. Imaginați-vă pe cei trei în Valea Dura, oameni care au rămas în picioare, în lume, dar nu ca lumea. Oameni care nu s-au închinat, oameni care nu s-au plecat, oameni care au avut coloană vertebrală și oamenii aceștia au spus, nu ne închinăm, pentru că este unul care ne aude, este unul care ne scapă și chiar dacă nu ne scapă, ei aveau nădejde, glorie Domnului, dar Dumnezeul nostru nu rămâne dator. Dumnezeul nostru duce la îndeplinire ceea ce spune, slăvit să fie numele Lui. Mergem foarte fragmentat prin Psalmul acesta, Psalmul 20, și îmi place așa de mult versetul 2 care vine și spune să-ți trimită ajutor. Cu alte cuvinte înseamnă să-ți răspundă în încercare, să-ți trimită ajutor. De ce să-ți trimită Domnul ajutor? Nu se poate prin relații, nu se poate prin bani, nu se poate prin cunoștințe, nu se poate cu lucrurile materiale, nu. Pentru că vine salmistul și spune așa de frumos în seara zilei de astăzi, ajutorul vine de la Domnul, care a făcut cerul și pământul, să o spună Israel, dar să o spunem noi în seara zilei de astăzi. Dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, mai eram noi pe scaun, mai eram noi în picioare, mai eram noi la părtășie unii cu alții și la părtășie cu Domnul, ajutorul vine de la Domnul. Niciodată nu trebuie să uităm lucrul acesta. Dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, încă din tinerețe și ne mai poartă în carul de biruință, încă la bătrânețe, pentru că Domnul este credincios, slăvit să fie numele Lui. Versetul 3 vine și spune să-și aducă aminte, cu alte cuvinte, să te binecuvinteze. Cuvântul lui Dumnezeu spune căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și restul lucrurilor, vine versetul 3 și spune așa de frumos, să dea toate darurile tale de mâncare și să primească arderile tale de tot. Cu alte cuvinte, noi avem o datorie. El ne dă, El știe de ce avem nevoie, de ce avem trebuință. Problema noastră este să căutăm numărul unu cu prioritate, să căutăm împărăția, să-L căutăm pe Domnul. Un Dumnezeu care am simțit prezența, Domnul este aici. Aleluia, glorie Lui. Versetul 4, uitați-vă împreună
cu mine la versetul 4, un verset așa de minunat care El te binecuvintează. El îți dă ce-ți dorește inima și îți împlinește toate planurile tale, planuri care sunt după voia lui Dumnezeu. Și zic, Doamne, binecuvintează-ne să fim în voia Ta, în voia Ta cea sfântă, cea plăcută, glorie Domnului. De ce? Pentru că atunci când ești în voia lui Dumnezeu, vine biruința. Uitați-vă împreună cu mine la versetul 5 care spune așa de frumos, atunci noi vom face un lucru minunat, ne vom bucura. Atunci noi ne vom bucura, spune salmistul, bucura de biruința ta și vom flutura steagul în numele Dumnezeului nostru. Domnul să-ți asculte toate dorințele tale, să ești biruitor. Atunci când îl iei pe Domnul în carul de luptă, când îl iei la rugăciune, când îl iei în încercare, când îl iei în probleme, lipsuri, în goluri, Dumnezeu este Cel care dă biruință, slăvit să fie numele Lui. Și îmi place așa de mult versetul 5 în care îl prezintă pe Domnul ca și un Dumnezeu care nu doar că dă biruință, dar El este Jehova Nisi, adică steagul de biruință. Versetul 5, partea a doua versetului, spune așa, noi vom flutura. Jehova Nisi, Cel care dă biruință, slăvit să fie numele Lui. Biruință în încercare, biruință în probleme, biruință în necaz, biruință în toate vremurile. Versetul 6. Continuăm din acest tablou frumos și spune cuvântul, știu de acum că Domnul scapă pe unsul său și va răspunde din ceruri. Aleluia! Pentru că Dumnezeu nostru este viu. Știu ce știi dumneata, ce știu eu, Răscumpărătorul meu este viu, spunea Iov. Știu că Domnul dă biruință, știu că Domnul nu ne lasă, știm că Domnul nu ne părăsește, știm că Domnul ne-a pus un steag în mână. El este Jehova Nisi, steagul de biruință, steagul de binecuvântare. Știi în seara zilei de astăzi cu cine ai făcut legământ, cu cine a făcut legământ? Știu, pentru că Dumnezeu este credincios. Uitați-vă în stânga, uitați-vă în dreapta, la familie, la copii, la locul de muncă. Știu, pentru că Dumnezeu nostru trăiește, slăvit să fie numele Lui. Asta înseamnă binecuvântare. Asta înseamnă să te asculte Domnul, să fie cu tine și în tine. Glorie Lui. Versetul 7. De ce știi? De ce știu? Versetul 7 vine și spune, uitați-vă, două alegeri, două categorii de oameni. Unii se bizuiesc pe carele lor, alții pe caii lor. Dar noi ne bizuim pe numele Domnului, Dumnezeului nostru. Două categorii de oameni. Unii se bizuiesc pe ceea ce se vede, adică pe caii lor, pe carele lor, pe ITP-ul lor, pe mașina lor, pe relațiile lor, pe banii lor. Dar noi ne bizuim pe ceea ce nu se vede. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, partea a doua, versetului 7. Dar noi ne bizuim pe numele Domnului, slăvit să fie numele Lui. El este Duh, îl simțim, îi vedem lucrarea, îi simțim dragostea, binecuvântarea și așa mai departe. Noi ne bizuim pe numele Domnului. Pe ce te bizuiești în secolul 21? Când alții caută să se bizuiască pe casa lor, alții se bizuiesc pe mașina lor. Noi ne bizuim pe Hristos, slăvit să fie numele Lui. Și ne apropiem de concluzie, de încheiere, de rugăciune. Versetul 8. Ei se îndoaie și cad. Ce se întâmplă cu cei care se bizuiesc pe ceea ce se vede? Ei se îndoaie și cad. Dar uitați-vă ce frumos ne prinde pe toți la plural. Ne prinde pe toți. Dar noi de pe grupul Domnului este aici. Noi, cei care ne urmăresc, noi cei care ne vor urmări, cei care sunt cu noi, spune cuvântul lui Dumnezeu, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. De ce? Pentru că Dumnezeu ne ține în picioare. El sprijinește pământul pe nimic, prin puterea gurii, prin puterea autorității, prin puterea Lui, slăvit să fie numele Lui. El ne ține în picioare. La 50 de ani, la 60 de ani, la 80 de ani, la 90 de ani, la 100, 101, El te ține în picioare, slăvit să fie numele Lui. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa de frumos,
și rămânem în picioare. Haideți de data aceasta să rămânem pe genunchi, să nu ne plecăm doar trupul, doar corpul, nu doar forma, ci să ne plecăm și inima, să venim înaintea lui Dumnezeu cu inima noastră, să o proșternem, să o punem înaintea lui Dumnezeu, să-i o dăm lui și să spunem: Doamne, îți mulțumesc că Tu mă asculți. Tu ești un Dumnezeu care ne ocrotești. Tu ești un Dumnezeu care în ziua necazului nu lipsește. Imaginați-vă în față Marea Roșie, în spate carele egiptenilor. Nu mai aveau nicio soluție. Dar atunci când nu mai ai soluție în încercare, Dumnezeu are miliarde de soluții. Dumnezeu are miliarde de răspunsuri. Dumnezeu are soluția. Ei se îndoaie și cad. Dar noi, pentru că l-avem pe Domnul, pentru că ne bizuim pe Domnul, rămânem în picioare. Sub aceste îndemnuri am dorit să mergem înaintea lui Dumnezeu. Nu știu care treceți prin încercare, prin probleme, prin lituri, prin goluri, dar Dumnezeu este Cel care ne cunoaște pe unul fiecare. Este Cel care ne vede, Cel care ne știe, Cel care pătrunde gândul. Și atunci, probabil prin viu grai, probabil cum a scris unii din dumneavoastră, probabil Dumnezeu ne cunoaște pe unul fiecare, să mergem înaintea Lui, să-i aminte la toate cauzele noastre, la toate problemele noastre, și cei care au scris și cei care n-au scris. Dumnezeu să-i asculte în necazurile lor, în problemele lor, în încercările lor. Acolo pe patul de suferință Dumnezeu este cu ei, dar Dumnezeu este și cu grupul. Domnul este aici, glorie Lui! Deschide microfoanele și ne ducem înaintea Lui cu toată inima. Amin.